Compasiunea și dorința de a-și ajuta aproapele au determinat o mehedințeancă să pună în practică o inițiativă inedită. A înființat un magazin de fapte bune și de caritate. Persoanele cu suflet mare pot dona aici tot ceea ce le prisosește. Donațiile vor ajunge la oamenii nevoiași care au mare nevoie de ajutor. Ai căutat un șifonier? Și asta le-a adus pentru copiii ăia care au nevoie? Îți mulțumesc foarte mult. Acum hai să vedem ce pot eu să fac pentru tine. Întâi te mai servesc cu ceva dulce. Așa. Fetița din imagine a învățat o lecție neprețuită, să dăruiască din suflet pentru oamenii greu încercați de soartă. A avut ocazia să descopere acest fapt la un magazin inedit ce a fost înființat la Drobeta Turnu Severin. Aici pot fi aduse hăinuțe, jucării și alte articole vestimentare care vă prisosesc. Toate donațiile vor ajunge la familiile nevoiașe printr-un ONG. Am deschis acest magazin din dorința de a face lucruri bune și fapte bune în comunitatea în care trăim. Pentru că în ultimul timp am ajuns foarte lacomi, fiecare pentru el egoiști, și atunci eu sunt convinsă că mulți oameni au nevoie și ne face bine în primul rând nouă să facem fapte bune și lucruri bune. Au apelat oamenii la dumneavoastră deja? Sigur că da. Au apelat oamenii, s-a nimerit să vină un bătrân fără să știe despre ce este vorba. Și este prietenul nostru care ne vizitează în fiecare săptămână. O parte din articolele care nu pot fi donate se află la vânzare. O parte dintre ele le donăm, o parte care nu pot fi donate, că nu putem să ducem la copii pantofi cu toc sau dacă e vară să le ducem paltoane. Multe dintre ele ajung la destinatar, să spun așa, și o parte dintre ele le punem aici la vânzare. Sunt oameni care apreciază ceea ce alții nu mai folosesc. Persoanele care doresc să doneze o pot face la magazinul caritabil, dar pot lua legătura și cu responsabilii acestuia prin intermediul rețelelor de socializare.